24 de societăți comerciale scot mâine la concurs în cadrul bursei locurilor de muncă 113 posturi. Domeniile de activitate sunt variate și se adresează atât celor cu studii medii, cât și celor cu studii superioare. Ca de obicei, domeniile în care aveți cele mai multe șanse să vă găsiți un serviciu sunt construcțiile, turismul, serviciile și comerțul. Șefa Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Liliana Vasile, speră ca măcar o parte dintre cei 8.000 de șomeri înregistrați în evidențele agenției să vină la bursa ce are loc la Casa de Cultură Geobuxa începând cu orele 10. Am contactat un număr de 35 de agenți economici până în momentul acesta și avem confirmare de la 24. Deci 24 de agenți economici până în momentul acesta au confirmat participarea la bursa de mâine. Cele 24 de societăți prezente totalizează un număr de locuri de 113. A fost pentru noi o muncă dificilă pentru că, așa cum știm, în această perioadă marea majoritate a angajatorilor și-au micșorat activitatea, au redus numărul de personal și ne-a fost foarte greu să găsim acești angajatori. E adevărat că de data aceasta nu sunt toți angajatori cunoscuți și cu un numeric mare de personal, pentru că, așa cum știm cu toții în oraș, multe dintre societățile mari au ceva probleme în ceea ce privește activitatea și numărul de personal chiar. Și atunci am încercat să ne adresăm și agenților mai mici pentru a putea totuși aduce locuri de muncă vacante șomerilor de astăzi. Sfera de activitate este foarte largă în domeniul construcțiilor și avem și studii superioare în acest domeniu, în domeniul construcțiilor. Se caută ingineri pentru construcții și ingineri instalatori, electricieni, deci studii superioare în domeniul construcțiilor. Avem apoi în domeniul turismului, cum era de așteptat, Valea Prahovei oferă din nou locuri în turism. Avem și prelucrarea cărnii, niște societăți din zona noastră care se ocupă cu așa ceva. Vor fi prezente mâine la bursă și oferă chiar și post de asistent manager, pe lângă celelalte adecvate acestui domeniu. În comerț avem agenți vânzări și vânzători și în domeniul panificației avem locuri de muncă. De asemenea, pe platforma din apropierea orașului Câmpina, unde sunt grupate o serie de societăți comerciale, avem destule posturi pentru studii superioare, cum ar fi inginer de producție, inginer tehnolog, prelucrări mecanice, economist în comerț și marketing, referent comerț exterior și director economic. Toate aceste locuri de muncă vor fi disponibile mâine la Bursa Locurilor de Muncă. Când va începe și unde va avea loc bursa? Începerea va fi ora 10 la Casa de Cultură din Geobogza din Câmpina, pe strada Griviței. Începerea este ora 10, vom sta acolo până când ultima persoană venită va reuși să discute cu angajatorii prezenți.